Bună ziua! În primul rând dați voie să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumim tuturor instituțiilor subordinea Consiliului de Teatru cu Tărâmul care au muncit în această perioadă pentru a organiza Zilele Maramureșului. Sunt 5 zile de manifestări importante, 5 zile de manifestări care cred că ne vor face mândri că suntem maramureșeni. 5 zile care se desfășoară în întreg județul Maramureș, începând cu municipiul Baia Mare, dar și în restul zonelor istorice ale Maramureșului, din Tăpuș, în zona Țaracodului, în Chiar, în Maramureșul Voievodal. Dar începem de aici. De aici, asta este prima manifestare care ține de zilele Maramureșului și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru sprijin, pentru ajutor. Sper că vom avea zile în care ne vom simți cu toții minunat. Maramureșul este un loc unic, un loc pe care noi, de care noi, în primul rând, trebuie să ne bucurăm. Deci, vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență, vă urez succes și vă aștept pe toți la manifestările legate de zilele Maramureșului. Domnul director Mariș, ca reprezentant al Centrului de Creație, organizează prima manifestare legată de zilele Maramureșului și o să rog să continue. În același timp, încă o dată, dacă voi să mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi, Primăria Municipiului Baia Mare și salutul de domnul primar Cătălin Cherechi, ești parlamentarii județului Maramureș, domnul Iubi Maria Pop, domnul Cărim Matei, instituția prefectului, primul subprefect, domnul Cosma, reprezentant din alte județe, doamna vicepreședinte a Consiliului Județean din Arad, doamna Bucnicevici, doamna Vara Moldovan, inspector școlar județean, unul dintre principalii parteneri ai Consiliului Județean Maramureș și în aceste zile, dar și în restul anului. Le mulțumesc și consilierilor județeni care sunt prezenți pentru voturile pe care le dau în Consiliul Județean în susținerea activităților executivului Consiliului Județean și pentru faptul că sunt alături de noi în continuare la toate manifestările. Vă mulțumesc mult! Domnul director Mariș și vă rog. Bună ziua! Dați-mi voie să vă salut, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule primar, domnule parlamentar. E o mare bucurie pentru noi, ca instituție de cultură a județului Maramureș, să deschidem zilele Maramureșului cu această expoziție. Fără îndoială, cred că nu era altceva mai nimerit decât o expoziție de fotografie, document etnografic. Foarte importantă o asemenea expoziție și dintr-o perspectivă, dacă vreți, care ține de demersul de antropologie vizuală pe care îl facem noi de mai mulți ani. E un demers care se circumscrie în ceea ce însemnează o cercetare științifică foarte importantă, făcută la nivelul Maramureșului și nu numai. Noi, ca instituție, am reușit să obținem rezultate în diverse zone limitrofe, spre exemplu, Satul Mare sau Salaș, unde, știți, zona Codului se prelungește de la noi și acolo.